În contextul apropierii începerii anului școlar 2018-2019, conducerea IPJ Suceava a solicitat luarea unor măsuri suplimentare specifice care să conducă la creșterea gradului de siguranță a tinerilor. Astfel, o primă etapă în cadrul campaniei Recapitulare la Siguranță o constituie declanșarea unor acțiuni de control a transportatorilor rutieri, atât a celor autorizați pentru transport școlar, dar și în zonele în care există informații cu privire la desfășurarea de activități de transport de către persoane neautorizate, fenomenul constituindu-se într-un adevărat pericol pentru elevi. Astfel, în perioada 30 august-1 septembrie, polițiștii serviciului rutier din cadrul IPJ Suceava și cei ai formațiunilor rutiere din cadrul poliților municipale și orășenești au organizat acțiuni pe raza județului pe linia respectării normelor legale, care reglementează activitatea de transport public de persoane. În cadrul acțiunilor a fost constatată o infracțiune rutieră și au fost aplicate 82 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 27.530 de lei. De asemenea, au fost reținute 10 permise de conducere, din care 4 pentru viteză și 6 alte cauze. Totodată, pentru defecțiuni care pun în pericol siguranța transportului persoanelor, au fost retrase 7 certificate de înmatriculare. Polițiștii recomandă încă o dată părinților și elevilor să nu folosească pentru transport vehicule de ocazie, și asta deoarece nu se cunoaște starea tehnică a vehiculului, identitatea și calitatea șoferului, precum și capacitatea acestuia de a conduce pe drumurile publice. Oamenii legii recomandă utilizarea mijloacelor de transport autorizate, microbuze școlare sau vehicule care efectuează curse autorizate. În paralel, în zilele de 1 și 2 septembrie, polițiștii din structurile de prevenire au demarat activități de informare și responsabilizare în comunitățile locale. Astfel, polițiștii de prevenire au avut discuții cu părinții, dar și cu tinerii, scopul fiind prevenirea implicării acestora în evenimente rutiere și conștientizarea rolului școlii în dezvoltarea personală și profesională. Activitățile desfășurate sub egida Recapitulare la Siguranță continuă până la debutul anului școlar, siguranța elevilor fiind o prioritate a polițiștilor suceveni.